Neața campionilor, în două săptămâni deschidem noua Academie de Kickbox Băciuc Combat Academy DEVA. Da? Este un proiect la care lucrez de ceva timp, este un vis de-al meu de acum câțiva ani pe care mi l-am stabilit și se pare că se va îndeplini. Mai am foarte mult de lucru, trebuie să lucrez intens în fiecare zi și de aceea nici n-am reușit să filmez videouri pe acest canal de YouTube. Uscu trotineta! De ce n-am reușit să filmez pe acest canal de YouTube? Însă am zis că o să fac un vlog cum și ce fac pentru a amenaja sala și așa mai departe. Așa că o să vă iau cu mine. Însă, până atunci trebuie să merg la sală, avem antrenament de dimineață, după care ne vedem cu restul de activități pe care le avem plănuite astăzi. Spor la treabă, rămâneți în continuare, că începe distracția. Ciao! Go off on the roofie, that is what my squad be. Y'all go wanna do me, so she hit me with the booty. Getting all the bitches, but I ain't no fucking cutie. Real talk though, man. Am terminat cu antrenamentele de dimineață și începe plimbătura. Merg să iau fierul pentru structura de fier pentru saci, de unde voi antrena sacii. După care am înțeles că au ieșit de la cuptor tricourile cu noua siglă a Academiei de Kickbox K1 BKA DEVA. Echipa samurailor. Nu, rămâneți conectați, o să vă arăt cum va arăta tricourile cu noua siglă. Haideți! Am încărcat pe așa și vă spun povestea așa. Și acestea sunt tricourile pentru club, însă nu știu dacă vin toate tricourile cu mușchi, dacă nu va trebui să veniți voi la sală. Deci acestea sunt tricourile, o prezentare așa generală. Arată mega, mega fain. Îmi plac la nebunie. Dacă vreți tricouri cu sigla clubului, lăsați-mi un rubrică comentarii, mărimea, locația și așa mai departe. Lăsați-mi un mesaj și vă voi putea trimite. Mă pun să mănânc ceva, adică să mănânc budincă care mi-o prepar dimineața. Dacă nu ați văzut ce budincă, puteți să urmăriți în video care o să apară aici sus pe card. Mă pun să citesc puțin, mă relaxez, am o nouă carte de Og Magnino, cel mai vestit văzător, să devenim cel mai vestiți, cel mai vestit antrenor. Am apus să citesc, după care mă duc la sala, am antrenamentul cu copiii, după care trebuie să mă duc din nou la noua sală, ca să mai au niște mărimi pentru oglinzile mari pe care le voi pune. Așa că ne vedem în câteva clipe. Și am ajuns la sală. Avem saltelele, folii, o grămadă de lucruri, vopsele. Imediat pe acest perete vor fi sacii, aici vor fi sacii, însă o să fac și atunci un vlog. Mai este vestiarul de aranjat pe biroul de sus, aceasta este țeava de căldură, să fim bine încălziți la iarnă. Pe peretele acesta o să fie oglinzile, deci mai este puțin de lucru. Am terminat cu antrenamentele cu copii, m-am antrenat și eu, pentru că ne pregătim de o nouă competiție. Da, vă arăt o priveștere de ansamblu a sălii. Aici vor fi antrenamentele. Da, este grozav, sunt mega încântat, entuziasmat de acest lucru. Da, visele se îndeplinesc atunci când muncești. Da, visele se îndeplinesc când muncești, când dai tot ce mai bun din tine în fiecare zi. Și sper că vă inspir în fiecare zi să munceți, să dați tot ce mai bun din voi, să vă îndepliniți visele. Subscribe la canal dacă nu v-ați abonat până acum, like dacă v-a plăcut acest video, că v-a ajutat foarte mult să apară cât mai mult. Coment, hai să vedem câte comentarii reușim să strângem, câte like-uri, share, spor la treabă, munciți, doar așa veți putea reuși să vă îndepliniți obiectivele. Nu muncă din aia toată ziua, muncă, 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 nu. Munciți zilnic câte puțin, veți reuși. Spor la treabă, o zi excelentă.